un meci frumos, un meci deschis cu multe ocazii și noi și ei. Le-am cerut asta jucătorilor și trebuie să-i felicit pentru maniera cum se prezintă la joc. Și nu numai la joc, vă spun sincer, și la antrenamente se prezintă foarte bine. Dacă veniți la antrenamentele mele, o să vedeți că jucătorii sunt așa de bine motivați, încât ai impresia că începe campionatul acum, nu că avem ultimele patru etape. De ce? Pentru că sunt niște băieți minunați, pentru că se ajută între ei, vestiarul e unit în ciuda tuturor problemelor, da? Și asta știți foarte bine, financiare, se ajută, se împrumută între ei, ascultă ceea ce le transmitem noi staff-ul și se pregătesc foarte bine. Dacă în ultimul timp n-am luat bani, măcar să mai adunăm așa puncte și să ne bucurăm de victorie, de bucuria, de gustul victoriei până la urmă, pentru că ăsta e cel mai important. A fost un joc deschis, am reușit să marcăm, am avut și ocazia, au avut și ei, CFR o echipă bună, chiar dacă ei au menajat mai mulți jucători, pentru că știm bine ca o finală, dar la lotul care l-au, nu cred așa că e diferență mare între titular și rezervă. Și a ieșit un joc frumos. Și din fericire am și câștigat. Și vedem ce o să întâmple în următorul meci. Dacă am fi jucat mai des cu ei, era mult mai bine pentru Petrolul. Iar era 4 puncte, nu mai intră eu. Da, eu prea am pierdut cu CFR-ul așa. Pentru că jucam mai multe ori, aveam mai multe puncte. Geri, tu știi ceva de bannerul oteliștilor? Da, știam de la începutul săptămânii că ei vor face un banner, da, și cu suporterii vor decide să facă acest lucru, deci a fost ceva în care l-am discutat și ce scrie pe banner, da, adică a fost să transmitem un mesaj. Bun, asta este un prim mesaj, mai urmează încă un mesaj? Nu știu, nu cred, cred că au fost cazuri în care unele echipe, nu mai știu, au refuzat să intre 15 minute în teren. Da, nu s-a pus problema. Eu am discutat cu ei și am zis să facem o formă între noi și suporteri, pentru că suporterii ne sprijină, să transmitem mesaje, nu numai la ce se întâmplă la noi. A fost un mesaj frumos la ce se întâmplă în fotbal românesc la mai multe echipe. Da? Și cred că ăsta a fost esențial. Acum, că nu s-a pus niciodată problema ca noi să nu jucăm sau să nu intrăm, să oprim 15 minute, nu cred că ar fi interesant așa. În zilele astea care au trecut de la conferința, s-a mai discutat cu conducerea ceva înainte de meciul ăsta? Sau? Nu. Am avut discuții cu domnul Dan Capră marți, da? A, deci aia de atunci. Și a fost ultima. Acum știți foarte bine că se fac eforturi, să terminăm competiția, da, să nu avem probleme, să putem intra și noi în cantonament, să ne putem antrena. Pentru că e foarte greu. Da. Și nici eu nu pot la fiecare conferință, înainte sau după, să vorbesc de situația asta. Când se va schimba ceva și vor veni niște bani și se convins că îi vor direcționa către noi, către jucători și staff, atunci sigur vă anunțăm mărțima. Este clar în momentul ăsta că jucătorii nu vor apela, să zicem, la vreo formă de protest. Eu, cum i-am văzut acum la meci, sunt mobilizați, sunt ok. Adică, practic, și-au luat gândul de la gând. Că s-a scris la un moment dat că se pregătește sau s-ar fi pregătit un protest. Nu, cumva. Protest mai mult de a afișa niște banere, de a transmite mesaje și nu au fost discuții mari. Pentru că ești conștienți că nu știu cât de mult a schimbat. Până la urmă trebuie să jucăm meciurile. A fost o tensiune mai mare, vă spun sincer, acum 2 săptămâni și săptămâna de Paște, când toată lumea aștepta câte ceva și acum parcă există acea refulare în care, dacă nu s-a dat sau dacă vine ceva, ok, o să primim, dar mai avem 3 săptămâni, așa că nu are să ne enervăm degeaba pentru dacă nu se merită. Gere, ai fost mai mult încântat, am văzut la final, către public, niște gesturi așa largi și frumoase. Da, pentru că v-am spus de la prima mea conferință că mă bucur că antrez această echipă. Iar de la meci la meci mi-au confirmat suporterii că sunt minunați. Deci modul cum ei sprijină echipa în momentele dificile, cântă și credeți-mă că nu există pe multe stadioane, nu numai din România, din lume, așa atmosferă. Vă dați seama, eu încerc să-mi imaginez dacă echipa asta s-ar bate la campionat, cred că ar fi fantastic. Deci eu ca antrenor nu mi-ar mai trebui nimic decât să simtă atmosfera asta. Regretul este cu atât mai mare, cu cât, iată, doar în compania CFR-ului, finalist acum, i-ați luat 4 puncte. Fotbalistic vorbind, nu pare sau nu este nicio diferență. Știți de ce? Și noi jucăm bine cu echipele care ies la joc. Cu echipele care, de exemplu, am jucat la Iași. Iași e o echipă care a jucat închis. Atunci e greu. Noi suntem o echipă, eu le cer jucătorilor să joace ofensiv și atunci echipa pe care o întâlnim joacă, are și un joc ofensiv ca CFR-ul sau ca și cei de la CSU Craiova, după este un meci frumos. Da? Pentru că și noi jucăm și noi avem jucători rapizi și noi punem probleme pe atac. Nu suntem genul de echipă să jucăm mingi lungi și atât. Nu e genul care eu vreau și nici jucătorii care nu sunt de acest gen. Te-a supărat Iago Lopez la tenisul acela?
Da, eu am lăsat mingea acolo, el a venit și m-a atins un pic, dar eu înțeleg, pentru că el era, normal, era condus cu 1-0, vrea să bată repede, eu am lăsat mingea un pic să treacă timpul, adică nu, da, nu a fost nimic. Da. Mă mai enervez și eu și pe arbitru și pe... sunt multe aspecte așa, care în timpul jocului nu pot să stau liniștit, eu, asta e firea mea. Deci. Apropo de arbitru, acolo a fost să dea penalti, nu prima dată? Da, nu știu ce a vrut să fădea acolo, mi s-a părut că a fost, nu știu... A fost un hens în afară. A fost în afară care, dar prima dată nu a arătat. Da, nu știu ce a arătat, pentru că a avut multe decizii așa. Nu arbitra rău, dar a fost nici faultul care poate putea să lase avantaj sau nu știu. Mă rog, dar nu. Am văzut că ai fost foarte nervos la momentul ăla. Păi am fost foarte nervos, mi s-a părut un fault înainte la Benga sau nu mai știu. N-a dat, a lăsat jocul și a ieșit acea fază, de-aia era nervos. Iar asistentul la fel, au fost câteva faze ciudate, care vedea un alt la 2 metri. Sunt ăsta mă irită așa un pic. În general, ai stricat puțin moralul înaintea finalei de marți seara? Nu cred. Chiar dacă au pierdut cu noi, eu vă spun că am fost jucător și am avut parte de asemenea meciuri în aceeași cu o finală și la Craiova și la Sangale. Și credeți-mă că se schimbă total moralul și psihicul, așa cum uiți de toate pentru că te pregătești numai pentru finale și nu te mai interesează absolut nimic. Deci nu cred că l-ai stricat moralul. Și dar cred că va fi un meci frumos între CFR și Dinamo. Pe cine vezi favorit? Am un favorit, că am jucat acolo. Și la postul de antrenor la Dinamo? Nu știu, am văzut și eu că sunt destul de probleme pe acolo, dar nu știu. Nu pot să mă pronunț, e greu. Respect pe Mircea Rednic, am lucrat cu el și nu știu, probleme. Rămâi cu asta pe vârf, adică sunt supărați pe Oru și Pacă, că văd pe asta pe acolo. Sunt supărați, că nu joc, e supărat, dar îl folosesc pe asta pentru că e un jucător care face pressing, e un jucător care poate să speculeze și azi putea să dea gol acolo la faza când a dat Zubir pasă. E un jucător care se mișcă mult și mă ajută mult. Eu am încercat să joc cu toți atacanții, le-a dat șansă la toți jucătorii mei care i-am dat șansă, poate mai puțin, dacă nu mă așa lui Robert Alexandru. Restul, toată echipa a jucat. Iar ca atacanții, asta e meseria și dacă joci prost, trebuie să o dai în poartă, să dai gol. Dacă nu dai gol, nu dai gol, nu dai gol, atunci sigur că încerc și o altă variantă să-mi aducă un alt plus și asta mi-a duce altfel de plus. Vreo primă suplimentară, o zi în plus de odihnă, ceva? Da. Până marți au liber, pentru că jucăm cu Timișoara luni și începem antrenamentele marți. Merită și ei măcar să relaxeze cu familia, 2-3 zile avem destul timp, pentru că stau foarte bine fizic și nu se pierde mai mult mentalul, contează pe final de campionat. Poate să vină familia aici, că e mai greu să ducă ei la familie. Da, e mai greu, acum e mai greu.